Hai să vedem ce înseamnă cazuri de nedeterminare. Mai întâi, în mulțimea numerelor reale, ce înseamnă că 2 la 3-a este 8? E păi, destul de simplu. Înseamnă că 2 ori 2 ori 2, 2 înmulțit cu el însuși de 3 ori, e 8. Da? Acum, ce înseamnă în R-barat? R-barat era mulțimea numerelor reale care îi adăugăm simbolurile plus minus infinit. Deci ce înseamnă în R barat faptul că 2 la a treia este 8? Păi, înseamnă că dacă luăm două funcții, f și g, astfel încât f de x se duce la 2 și g de x se duce la 3, pentru x ducându-se la a mic, atunci f de x la g de x se duce, f se ducea la 2 și g la 3. Se duce la 2 la a3 atunci când x se duce la a, adică la 8. Aceasta înseamnă 2 la a3 este 8. Alt exemplu, Știm că tot în R barat putem să efectuăm calcule cu plus minus infinit și atunci 2 la infinit de exemplu este infinit. De ce? Pentru că pentru orice funcție f cu limită când x se duce la a mic 2 dacă g este o funcție ce în a mic are limita infinit atunci atunci când x se duce la a mic, există limită din f de x la g de x și aceasta este cât scrie aici, infinit. Spunem că suntem în cazul 2 la infinit și atunci limita e infinit. Destul de clar. Acum, ce înseamnă că infinit minus infinit, de exemplu, este caz de nedeterminare? Păi aceasta înseamnă că pentru două funcții, f și g, ce au limita infinit atunci când x se duce la amic, amic peste tot e un element din arbarat atunci când x se duce la amic. Deci, pentru f și g, ce au limita infinit, Nu știu ce se întâmplă cu f de x minus g de x. Poate are limită, poate e finită, poate infinită, poate nici măcar nu are limită. Hai să detaliem ce înseamnă acest lucru pentru cazul infinit minus infinit. Dacă am avea de exemplu de calculat limita când x se duce la infinit din x pătrat minus x. Suntem în cazul infinit minus infinit, deoarece atunci când x se duce la infinit și x pătrat și x se duc la infinit. Și limita este infinit. Dar dacă am luat limită când x se duce la infinit din x minus x pătrat, suntem în cazul infinit minus infinit ca mai devreme și în mod evident limita este de data aceasta minus infinit. Și dacă am avea limită când x se duce la infinit din x plus 1 minus x suntem în cazul infinit minus infinit, dar cum x se reduce, rămânem cu limita din 1, care e 1. E posibil ca limita să fie 7, să găsim două funcții cu limita infinită, astfel încât diferența să se ducă la 7? Da. x plus 7 și x au diferența o funcție ce are limita 7 când x se duce la infinit. Și tot așa, întrucât acest caz de nedeterminare este destul de simplu, putem găsi foarte ușor exemple în care de fiecare dată obținem o altă limită. Ce alt caz de nedeterminare mai cunoaștem? Păi unul dintre primele exemple ce ne răsare în minte e cazul infinit pe infinit, nu? Infinit pe infinit. De ce este acesta caz de nedeterminare? Ar fi suficient să găsim două perechi de funcție f și g, astfel încât de fiecare dată limita să dea altceva, nu? Dacă ne apucăm să calculăm limita când x se duce la infinit din x pătrat plus 1, de exemplu, supra x minus 1, suntem în cazul infinit pe infinit și limita este infinită x pătrat îl bate pe x. Dacă o să calculăm limita când x se duce la infinit din 2x plus 1 supra x minus 1, suntem tot în cazul infinit pe infinit și limita ne dă 2. Și tot așa, putem să descoperim o groază de cazuri în care limita dă de fiecare dată altceva. De fapt, putem să construim cazuri astfel încât limita să dea cât vrem noi, dacă vrem să dea 0, limita când x se duce la infinit din x plus 1, e suficient să punem jos gradul mai mare decât la numărător. Supra x pătrat, e, în acest caz, limita este 0. Am fost tot în cazul infinit pe infinit și limita a fost 0. Așadar, dacă avem un raport de funcții, funcția de la numărător și funcția de la numitor au ambele limitele infinit, obținem un caz de nedeterminare nu avem nicio așteptare în privința rezultatului. E, așteptări avem și se bazează pe experiența noastră în calculul limitelor de funcții. De exemplu, atunci când vezi x pătrat plus 1 pe x minus 1, de la început nu numai că te aștepți, dar știi că limita o să fie infinit, nu? Dacă am avea limită când x se duce la infinit din x radical de ordin 10 din x minus 1 supra x radical de ordin 4 din x minus 1. Deoarece la numitor x ar avea puterea 1 plus 1 pe 4, care e mai mare decât 1 plus 1 pe 10, ne așteptăm de la început ca numitorul să bată numărătorul și limita să fie 0, nu? Aceasta se datorează experienței noastre în calculul limitelor de funcții. Dar lăsând experiența la o parte, dacă știi că urmează să calculezi limita raportului a două funcții ambele cu limitele infinit, nu ai nicio așteptare în privința rezultatului. La fel se întâmplă în cazul în care limitele sunt plus sau minus infinit. Deci aici avem patru cazuri de nedeterminare într-unul. Infinit pe infinit, infinit pe minus, infinit minus, infinit pe infinit și minus infinit pe minus infinit. Oricum, la fel putem să construim exemple în cazurile 0 pe 0, 0 ori infinit, și nu ne este foarte dificil. Ne e puțin mai dificil să construim exemple în cazurile 0 la 0, infinit la 0, 1 la infinit. Iar pe lângă acestea, un caz aparte este cazul 1 pe 0. Acesta N-ar fi chiar un caz de nedeterminare, că dacă am ști că numitorul ar avea valori pozitive, ne-ar da infinit, iar dacă am ști că numitorul ar avea valori negative, ne-ar da minus infinit. Așadar, 1 pe 0 ar fi caz de nedeterminare atâta timp când nu știm semnul funcției de la numitor, nu? Cazurile de nedeterminare rămânând infinit minus infinit pe care l-am văzut anterior. Plus minus infinit pe plus minus infinit 0 pe 0 0 ori plus sau minus infinit 0 la 0, infinit la 0, 1 la infinit nu? Și aici aveam plus minus infinit Minus plus minus infinit Adică mai avem și minus infinit plus infinit Dar e tot una Hai să ne ocupăm de 0 la 0, de exemplu Pentru cazul de nedeterminare 0 la 0 de obicei, avem o așteptare în privința rezultatului. Este adevărat, de cele mai multe ori, în exercițiile întâlnite în manuale sau în examene, rezultatul va fi 1. Totuși, vom construi exemple în care rezultatul va fi infinit, sau în care rezultatul va fi 0 sau 2. Hai să vedem. În primul rând, Limită când x se duce la 0 din x la x, pentru x mai mare decât 0. Este limită când x se duce la 0 din e la logaritm natural din x la x. În felul acesta transformăm cazul 0 la 0 într-un caz mai cunoscut. La noi o să fie 0 ori infinit. Și ne dă limită când x se duce la 0 din e la x pică în față ln x. Și atunci avem de calculat e la limită când x se duce la 0, x mai mare decât 0 din x ln x. Cum această limită este 0, am rămas cu e la 0, adică 1. Hai să vedem cum calculăm limită când x se duce la 0, x mai mare decât 0 din x logaritm natural din x, cum arătăm că e 0. Păi e destul de simplu. Suntem în 0, în cazul 0 ori ln x se duce la minus infinit. Și atunci aceasta este limită când x se duce la 0 cu valori mai mari decât 0 din ln x supra 1 pe x. În felul acesta am transformat cazul în minus infinit supra infinit. Cum x se duce la 0 cu valori pozitive, 1 pe x se duce la infinit. Da, dar pe ln x am putea să-l scriem minus logarit natural din 1 pe x. Și atunci am rămas cu minus logaritm natural din y supra y, cu y ducându-se la infinit. Deci ne dă 0. Și acesta e rezultatul pe care l-am folosit mai sus. Pe de altă parte, putem să construim exemple în care limita nu o să dea 1 cum dă de obicei, ci infinit 0 sau 2? Pe de altă parte, putem construi exemple de funcții f și g cu limita 0, astfel încât f la g să se ducă la infinit, 0 sau 2? Da, e destul de simplu. În primul rând, atunci când vom calcula limită din f la g cu f ducându-se la 0 și g ducându-se la 0, deci aflându-ne tot în caz 0 pe 0, vom proceda exact ca mai sus. Vom scrie f la g ca e la logaritm natural din f la g și vom calcula limită din e la G ln Rezultatul fiind, în cazul în care există limita din G ln E la limită din G LNF. În felul acesta, cum G se ducea la 0 și F se ducea la 0, logaritmul natural din F se duce la minus infinit și transformăm cazul 0 la 0 în cazul 0 ori infinit. Deoarece vom avea de calculat limită din G, N, F. Acum, G-ul o să aibă limita 0, ceea ce ne încurcă este logarit natural din F, acesta ducându-se la minus infinit, deoarece F se duce la 0. Aici am scris că F se duce la 0, logaritmul se duce la minus infinit. Pentru a scăpa de logaritm, Vom alege f, compunerea dintre o funcție exponențială și o altă funcție. Deci, pentru a scăpa de logaritm, aleg f e la o putere. Acum, f trebuie să se ducă la 0 și atunci puterea trebuie să se ducă la minus infinit. Voi alege peste tot. Limita când x se duce la 0, x mai mare decât 0, exact ca mai devreme, voi nota x se duce la 0 cu valori pozitive, punând un plus în dreptul lui 0. Și cum x se duce la 0, să scriu peste tot, iar f trebuie să se ducă la 0, exponentul trebuie să se ducă la minus infinit, nu? E la cât? Dă 0? Păi E la minus infinit. Și atunci pot să aleg exponentul, nu 1 pe x. x ducându-se la 0 cu valori pozitive, 1 pe x se duce la infinit, ci minus 1 pe x. Și în felul acesta, e la minus 1 pe x se duce la 0, deoarece 1 pe x se duce la infinit, minus 1 pe x se duce la minus infinit, deci e la minus 1 pe x se duce la 0. Și atunci avem de calculat limită când x se duce la 0 cu valori pozitive din g, vedem cum îl alegem pe urmă, ori logaritm natural din e la minus 1 pe x. Deci avem de calculat limita când x se duce la 0 cu valori pozitive din g, ori logaritm natural din minus 1 pe x este minus 1 pe x. Și acum, dacă dorim ca limita să fie infinit, de exemplu, cum putem să alegem g-ul? Păi, dacă l-aș alege radical din x, în urma simplificării am rămâne cu limită când x se duce la 0 cu valori pozitive din minus 1 supra radical din x, deci ar fi minus 1 pe 0 cu plus minus infinit și atunci îl alegem minus x pe g. Deci dacă alegem g-ul minus radical din x, nu minus x, dacă alegem g-ul minus radical din x, se pare că G se duce în continuare la 0, logaritm natural din f se duce la infinit, și produsul se duce la infinit. Ceea ce înseamnă că limita ar fi e la infinit, deci infinit. E la infinit, deci infinit. Destul de simplu. Putem să alegem f și g astfel încât limita să dea 0,2 aici. Reamintesc, am ales g este minus radical din x și f este e la puterea minus 1 pe x. Minus radical din x se duce la 0. Când x se duce la 0, 1 pe x se duce la infinit, cu minus din față la minus infinit de cel la minus 1 pe x se duce de asemenea la 0 și totuși limita din f la g se duce la infinit. Dar întrebarea era în continuare cum facem astfel încât să alegem f și g ducându-se la 0 cu f la g ducându-se tot la 0. Păi hai să vedem, va fi destul de simplu. Tot ce avem de făcut este să redactăm, raționamentul deja efectuat aici. În continuare, dacă am dori să obținem limita 0, ar însemna că limita lui GLNF ar trebui să fie minus infinit, deoarece e la minus infinit, ne dă 0. Și atunci aici vrem să obținem limita minus infinit. Aceasta înseamnă că trebuie să le pe minus 1 pe x cu ceva, astfel încât limita să dea minus infinit. Putem să alegem g de x radical din x și cum radical din x supra x ne dă 1 pe radical din x, atunci când x se duce la 0, 1 pe radical din x se duce la infinit. Și atunci minus 1 pe radical din x se duce la minus infinit. Deci alegem g de x e radical din x. Și evident f-ul l-am ales ca mai devreme, e la minus 1 pe x. În aceste condiții, limita din g ln f este minus infinit, ceea ce înseamnă că f la g va avea limita e la minus infinit, adică 0. Destul de simplu. Și dacă am dorit ca limita să fie 2, Păi, va fi la fel de simplu. Dacă vreau ca limita aici să fie 2, trebuie ca e la limită din GLNF să fie 2. Și știm că e la LN2 ne dă 2 ceea ce înseamnă că aici trebuie ales g-ul, astfel încât înmulțit cu minus 1 pe x, să aibă limita ln2 atunci când x se duce la 0. Și atunci alegem g-ul minus x ln2. În urma simplificării, rămânem cu limita din ln2, care e 2. Rămânem cu limita când x se duce la 0, cu valori pozitive, din ln2, care e 2. Și atunci, limita din f la g va fi e la puterea ln2, adică 2. Iar, foarte simplu. Deci ce am făcut? Am ales g -ul minus x ln2 și pentru g minus x ln2 și f exact ca mai devreme e la minus 1 pe x ne rezulta că limita din g ln f era ln2 deci limita din F la G a fost 2. Și la fel putem face pentru orice valoare reală. Asta înseamnă că 0 la 0 e caz de nedeterminare. Există cazuri în care F, G se duc la 0 și F la G se duce la 1. Sunt cele mai des întâlnite, cum a fost cazul lui X la X. Dar există cazuri când F la G se va duce la infinit, când se va duce la 0 sau când se va duce la 2, după cum am văzut. Așadar, am văzut că limita când x se duce la 0 din x la x e 1, limita când x se duce la 0 cu valori pozitive din e la minus 1 pe x, totul la puterea minus radical din x, deși suntem în caz 0 la 0, e infinit. De asemenea, limita când x se duce la 0 cu valori pozitive din e la minus 1 pe x, totul la radical din x, e 0, deși suntem în caz 0 la 0. Și atunci când x se duce la 0 cu valori pozitive, e la minus 1 pe x se duce la 0, x ln 2 se duce la 0, iar e la minus 1 pe x totul la x n 2, ne aflăm deci în cazul 0 la 0, se duce la ln 2. Acesta e motivul pentru care 0 la 0 este caz de nedeterminare. O prima întrebare ar fi, puteam construi mai rapid aceste patru exemple? Cred că da. O altă întrebare ar fi... Putem construi astfel de exemple și pentru cazurile infinit la 0, respectiv 1 la infinit. Pentru 1 la infinit ne-am întâlnit cu diverse limite în care rezultatul de fiecare dată arăta altfel, nu? Dar în cazul infinit la 0 putem găsi la fel de ușor cazuri în care limita nu e doar 1, ci și infinit, 0 sau LN2. प्रतकात